Etapa 5 a campionatului național de viteză în coastă ne aduce într-un cadru de legendă. După un an de pauză, traseul stradal din Sinaia urmând să decidă un nou reprezentant de seamă pentru titulatura de câștigător al mult râvnitului trofeu de pe Valea Prahovei. Ziua de sâmbătă a adus cu sine mașele de antrenamente cronometrate, iar primul pilot ce și-a demonstrat măiestirea pentru a obține acest trofeu este Alex Mirea, pilotul Radical România, reușind pe modelul SR1 să obțină cel mai bun timp al zilei oprind cronometrul la 1:51.993. Liderul CNVC 2021, Octavian Ciovică, vine pe poziția a doua la bordul Radicalului SR8, pilotul brașovean fiind urmat de către Silviu Dumitrescu, pilot ce duce legenda familiei mai departe pe poziția a treia. Cu un motor refăcut, Emil Ghinea apare pe poziția a patra, pilotul Magaliot fiind urmat de câștigătorul manșei cu numărul 2 de antrenamente cronometrate, spectaculosul Radu Benea, lider și la grupa SH. Mihai Leu are parte din nou de o zi foarte bună și este lider în cadrul categoriei GT pe un Ferrari 458 Challenge, fiind urmat de către spectaculosul Dodo Pițigoi pe un Porsche. Costel Cășu Neanu se află pe prima poziție în cadrul categoriei SH-3000 pe modelul Skoda Fabia R5, acolo unde, din păcate, unul dintre contracandidații principali, Gabi Stoian, a avut parte de o ieșire în decor, avariind în partea din față modelul BMW E30. Ișvan Șoș are parte de un parcurs impecabil la reapariția sa în campionat și reușește să se impună în disputata grupa A, acesta fiind urmat de către liderul categoriei, Ciprian Ciobotaru, pe poziția a treia, aflându-se revenirea de senzație acestei etape, Traian Negru, câștigător la Sinaia în 2012. Dudu Șenchi are parte de o zi foarte bună și se impune în cadrul grupei N, în timp ce în veșnicul duel Mitsubishi Subaru pe poziția a doua se află Călin Manițiu, care însă mai are secunde ascunse după cum ne-a arătat în recunoaștere. Șerban Andrei Sanu este cel mai rapid pilot cu două roți motrice tracțiune față, pilotul Skoda Fabia fiind urmat de către reșițeanul Cosmin Gruba în clasicul duel al acestor modele impecabile. În duelul clasei SH-1600, Teodoros Perimenis are întâi etate la bordul modelului Peugeot 106, fiind urmat însă îndeaproape de către Pavel Șencov pe Superba Lada 2107. Matei Voicu pilotează la limită și obține prima poziție în cadrul clasei A2, modelul Ford Turbo fiind urmat de Peugeot-ul aspirat pilotat de către clujanul Marbanca, duelul anticipându-se deja pentru ziua de concurs. Experimentatul Cătălin Țuțuian se impune în cadrul clasei A2, fiind urmat însă la mai puțin de 3 secunde de către Boton Sabu, care se acomodează din ce în ce mai bine cu Citroenul DS3 R3, în timp ce la N1 Alexandru Crepel, care vine pe prima poziție, acesta fiind urmat îndeaproape de către Marius Adrian Popescu, pilot ce descoperă noi limite ale modelului Citroen Saxo VTS. Localnicul Dominic Marco are parte de un parcurs spectaculos la bordul singurului model electric, obținând locul 34 la general, iar cu asta face o trecere frumoasă de la nou la legendar, categoria istoricilor fiind câștigată de către Eduard Donci, în timp ce Adrian Voicu obține o nouă clasare pe primul loc în cadrul Dacia Revival la categoria 1, aflându-se acolo pe prima poziție, legendarul Mihai Alexandrescu. Ziua de duminică va aduce cu sine manșele de concurs, iar odată cu acestea vom afla și cine va fi încoronat ca nou câștigător al turnirului vitezei desfășurat pe străzile din Sinaia. Noi am fost Tev Raita, Radu Lambrino și Motorsport Experience Media și vă așteptăm mâine, începând cu ora 13:30, live pe social media Federația Română de Automobilism Sportiv și pe Lux Sports Plus pentru a afla răspunsul la curiozitățile enunțate mai sus. Ne vedem acolo, dragi prieteni!